Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom rezolva o problemă din testul 1 de antrenament pentru evaluarea națională la clasa 8-a. Vom rezolva problema cu ajutorul cunoștințelor clasei a 6-a. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii ne vor însoți pe parcursul acestui material. Iată și enunțul problemei. La un magazin s-au vândut într-o zi 500 kg de cireșe și de mere. Suma obținută prin vânzarea acestora este de 4620 de lei. Un kilogram de cireșe costă 15 lei, iar un kilogram de mere costă 7 lei. O primă cerință. Este posibil ca suma obținută din vânzarea cireșelor să fie egală cu suma obținută din vânzarea merelor? Justifică răspunsul dat. Să vedem cum putem face și rezolvarea. Deci dacă suma obținută din vânzarea cireșelor este egală cu suma obținută din vânzarea merelor, am avea 4620 împărțit la 2, egal cu 2310 lei obținuți prin vânzarea merelor, respectiv prin vânzarea cireșelor. Dar știm că un kilogram de cireșe costă 15 lei. Deci avem 2310 împărțit la 15 egal cu 154 de kilograme de cireșe. Iar kilogramele de mere, 2310 lei, împărțit la 7 lei, cât costă 1 kg de mere, obținem 330 kg de mere. Deci, în total, am avea 154 kg de cireșe plus 330 kg de mere egal cu 484 kg de fructe. Dar, în realitate, au fost vândute 500 de kilograme de fructe. Asta înseamnă că suma obținută prin vânzarea cireșelor nu poate să fie egală cu suma obținută prin vânzarea merelor. La punctul B al problemei ne cere să aflăm câte kilograme de mere s-au vândut în acea zi la magazin. Să vedem și rezolvarea acestei probleme. Dacă notăm cu X numărul de kilograme de mere care s-au vândut la magazin, cum știm că în total sunt 500 de kilograme de cireșe și de mere, atunci 500 minus X vor fi numărul de kilograme de cireșe vândute la magazin. Dar știm că pe 1 kg de cireșe se obțin 15 lei, iar pe 1 kg de mere 7 lei. Deci atunci suma obținută pentru kilogramele de mere vândute va fi 7 ori x plus suma obținută pentru cireșele vândute va fi 15 pe lângă 500 minus x și în total s-au obținut 4620 de lei. Rezolvăm această ecuație. Deci 7x plus 15, îl înmulțim cu fiecare termen din paranteză, deci distributivitatea mulțirii față de scădere în cazul nostru. 15 ori 500 ne dă 7500 minus 15x egal cu 4620. 7x minus 15x ne dă minus 8x plus 7500 egal cu 4620. Separăm termenii, deci minus 8x egal cu 4620 minus 7500. Deci minus 8x egal cu minus 2880. Înmulțim relația cu minus 1 ca să avem
coeficienții pozitivi. Și atunci x va fi egal cu 2880 împărțit la 8, deci x egal cu 360 kg de mere. Sara s-a gândit că poate să rezolve și altfel această problemă. Ea s-a gândit să rezolve folosind metoda falsei ipoteze. Presupunem că au fost vândute 500 kg de mere. Cum kilogramul de mere costă 7 lei, atunci înseamnă că prin vânzarea merelor s-au încasat 500 ori 7, egal cu 3500 de lei. Dar în realitate au fost încasați 4620 de lei. Să facem diferența, deci 4620 minus 3500 egal cu 1120 de lei încasați în plus. De unde apare această diferență? Din faptul că kilogramul de cireșe costă 15 lei, iar cel de mere costă 7 lei. Deci înseamnă că 15 minus 7 egal cu 8 lei se obțin mai mult prin vânzarea unui kilogram de cireșe față de un kilogram de mere. În acest caz, 1120 împărțit la 8 egal cu 140 kg de cireșe. În total au fost vândute 500 de kilograme de fructe. Deci 500 minus 140, câte kilograme sunt de cireșe, egal cu 360 kilograme de mere. Deci înseamnă că la magazin s-au vândut 360 kilograme de mere. Vă propunem spre rezolvare și alte probleme date în testul întâi de antrenament. Vă dorim succes în rezolvarea problemelor, iar cei doi copii vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!